v-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. AgriTrade Summit, eveniment dedicat reprezentanților comunității de business agricol din România. Evenimentul se află deja la a doua ediție și a luat naștere în urma nevoii puternice a operatorilor agricoli de a se cunoaște, de a comunica și de a colabora, mai ales în actualele condiții geopolitice și economice. În agenda evenimentului AgriTrade Summit, unde AgroTV este partener media, deci pe agenda întâlnirii, au fost programate o serie de întâlniri între reprezentanții comunității de afaceri agricole. Au avut loc și multe luări de cuvânt ale fermierilor și ale liderilor unor companii românești sau care activează în industria agricolă autohtonă. A doua ediție a acestui summit, putem spune că este un succes. Da, trebuie să admitem lucrul ăsta, dar să știți că succesul acesta este al fermierilor și al tuturor operatorilor din agribusiness. Este pentru ei, este pentru businessul românesc, pentru agricultura României, pentru că, într-adevăr, în ediția asta am înțeles cu toții că ne aflăm la o răscruce de drumuri. Dacă mergem în același fel, e o fundătură și astăzi am înțeles că există alte modele de business pe care le putem urma spre a putea, să zicem, perpetua ceea ce am realizat din anul aderării din 2007 până astăzi în 2024. Au fost oferite și foarte multe soluții pentru fermieri. Da. Cea mai importantă soluție este una simplă și, a spune, din care se nasc alte soluții, să zicem, ca niște ramuri. Este efectiv coagularea interesului. Coagularea interesului sub trei parametri. Disciplină, reziliență și încredere. Acestea trei sunt. Pentru că dacă nu ne adunăm și nu ne coagulăm interesul, fiind singuri, s-ar putea să fim în derivă. Și în curând știți cum se întâmplă în derivă, lucrurile merg către, să zicem, niște țărmuri neștiute unde pot eșua. Este al doilea summit în decursul ultimilor 2 ani, în care vorbim de un nou tip de parteneriat pentru afaceri mai reziliente. E un cuvânt pe care îl folosim, dar e un cuvânt normal de folosit când ne confruntăm cu atâtea crize. Un nou tip de parteneriat între fermieri care sunt în partea cea mai de jos a lanțului și valoric și la nivelul fundației acestui mecanism al securității alimentare, procesatori, retaileri și traderii de cereale. Poate că la început a pornit cu ideea că e nevoie de un alt tip de dialog între fermierii producători de cereale și traderi. Fermierii pot să afle foarte multe informații, informații utile, informații care pot să facă diferența. Da, Corteva este unul din sponsorii principali ai evenimentului, încă de la lansare și, după cum ați precizat, e unul din evenimentele de anvergură, unul din evenimentele de top din agricultura României. Cu siguranță astăzi vom vedea aici mari fermieri ai României, fermieri din toate categoriile, medii, mici, plus tot ce înseamnă furnizori de inputuri, integratori și la sfârșitul zilei produsul final, rezultat din agricultură, adică toată gama de produse care populația le consumă. Foarte multe probleme sunt ridicate astăzi aici. Da, organizația care se numește LAPAR este partener la acest summit. Problemele fermierilor din România sunt arhi cunoscute și sunt foarte multe. De fapt, problemele fermierilor din România sunt complementare problemelor tuturor fermierilor din Uniunea Europeană. Sunt probleme care nu depind, unele depind de noi sau sunt create de noi, dar foarte multe probleme ne sunt create de către decidenții politici de la Bruxelles. Fermierii vor să găsească soluții.
Da, așa este. Am inițiat în urmă cu aproape un an o inițiativă, o discuție privind, știu eu, asocierea fermierilor, a statului, a Uniunii Europene și găsirea soluțiilor, unor soluții de ieșire cu marfa românească din țară. Ne bucurăm că suntem prezenți aici, suntem parteneri cu organizatorii. Și împreună cred că putem iniția o schimbare a lucrurilor în bine. Este un summit de mare interes pentru toți agricultorii. Acest lucru se vede și prin participarea foarte largă, pentru că toți fermierii așteaptă un răspuns practic din partea, să zicem, factorilor de decizii din România și în principal din cei de la Bruxelles. Fermierii trebuie să fie bine informați pentru că sunt într-o perioadă foarte complicată legată de problemele pe care le ridică agricultura. În primul rând, nu numai la noi în România, dar și în Europa, și aceasta vine pe fondul unor schimbări climatice care au schimbat radical randamentele la hectar, dar și pe fondul crizelor și a războiului din Ucraina legat de invazia Rusiei.